Autoritățile locale din Deva recunosc că zona din apropierea parcului Bejan, mai exact strada din dreptul cimitirului, a devenit un adevărat focar de infecție și promit că în viitorul apropiat vor lua măsuri în acest sens. Cum? Prin amenzi. Vom face adrese tuturor proprietarilor care au în incinta cimitirului parcele, să nu mai arunce gunoiul peste gar, pentru că ei îl aruncă, că aveți, Doamne, să vină primăria sau serviciul de salubritate, SPIGM-ul, să-l ducă de acolo. Eu cred că dacă nu se vor adapta normelor civilizate de transport al gunoiului, îi vom amenda. Acolo aruncă localnicii, aruncă, se vede clar. Și aruncă cei care lucrează la morminte din cimitir. Deci trebuie să-i atenționăm și după care vom aplica sancțiuni. Edilul șef al orașului a promis că va amenda atât localnicii cât și pe cei care se ocupă de curățenia în cimitirul din zonă. Dar totuși, cine va curăța gunoiul care există deja? Până una alta, oamenii care trec prin acea zonă rămân cu un gust amar. Aceștia spun că nu au crezut vreodată că într-un oraș care a participat chiar și la un concurs denumit Orașul Reciclării poate exista atâta mizerie. N-am crezut că așa ceva mai există în țara asta. Dar cine ar trebui să le strângă? Păi eu, cine le face? Salubritatea. Și nu? Mă gândesc și la primărie, păi da, se poate așa ceva, dar asta e focar de infecție aici. E ceva de nedescris. Pentru prima dată venim pe partea asta, dar... Incredibil, nu poți să te gândești că așa ceva să mai poate. Ați văzut ce-i pe aici? Fai de mine și de mine. Dar nu vede și primăria să vină pe aici, să vadă și ei, așa, într-o inspecție. La marginea orașului, poate n-au drumul încoace. Da, n-au, păi n-au, sigur că aici e departe. E ceva de nedescris. Nu. N-ai cuvinte, nu poți să-ți dai seama ce este în Deva, la marginea Deve. Nu. Incredibil, doamne, așa ceva. Îți vine să vomiți. Drept este că pentru această situație nu doar primăria se face vinovată, ci și oamenii care uită că trăiesc într-o societate civilizată în care există locuri special amenajate pentru depozitarea gunoiului.